Profesorul Cristian Cuciurean este noul inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, începând cu data de 1 septembrie. A ocupat funcția prin delegare în interesul învățământului la cererea Ministerului Educației, în locul Cristinei Teodorovici, care a fost destituită în urma scandalului transferurilor ilegale la clasa 9. Înainte să devină inspector general adjunct, profesorul Cuciurean era director al colegiului Silvic Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Se pare că fostul director și-a lăsat un om de încredere la conducerea este vorba despre soția sa Alina. Informația a fost confirmată de inspectorul general al inspectoratului școlar Suceava, Gheorghe Lazar. Contactat telefonic, Gheorghe Lazar ne-a declarat că Alina Cuciurean a fost desemnată să conducă liceul și în 2011, când soțul acesteia a fost inspector general al inspectoratului școlar Suceava. Gheorghe Lazar a mai spus că directorii de școli sunt stabiliți de Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar, din care nu a făcut parte Cristian Cuciurean. Toate deciziile de numire în funcție a noilor directori sunt semnate de Gheorghe Lazar în calitate de inspector general.